Isus urcă pe munte și grupuri, grupuri, oamenii se strâng în jurul lui. Își începe predica de pe munte cu această serie a fericirilor. Dacă oamenii vor să mă caute, iată care este locul unde mă pot găsi. Iată grupurile de oameni cu care eu mă înconjor. Până la urmă, fericirile sunt o hartă, harta care te îndreaptă spre Isus. Fericirile descriu comunitatea în care locuiește Isus. Fericirile nu sunt un test grilă, un portret cu variante multiple din care alegi care ți se parție mai potrivite. Ele vin la pachet. Fie toate, fie niciuna. Aceste caracteristici ale omului fericit trebuie lucrate la pachet. Cel ce știe că nu se poate mântui pe sine, săracul în duh, își plânge cu adevărat păcatul, iese din orice competiția afirmării de sine și tânjește după îndreptățirea divină, va fi mângâiat și săturat, moștenind atât împărăția cerurilor, cât și pământul. Iar cel ce răspunde nevoilor imediate ale aproape printr-o slujire generoasă și jertfitoare și își întreține inima curată de păcat sau motivații rele, nu doar că va avea parte de mila lui Dumnezeu, ci îl va și vedea pe Dumnezeu. Și seria continuă cu încă o caracteristică a omului fericit. Fericiți sunt cei împăciuitori că cei vor fi numiți fii a lui Dumnezeu. Adică fericirea celor ce se sacrifică de dragul altora. Și de ce spun se sacrifică de dragul altora, o să vedem imediat. Fericiți sunt cei împăciuitori. Împăciuire, dicționarul definește cuvântul împăciuire astfel. A convinge pe cineva să facă pace sau a face pace cu cineva. A se împăca, a împăca, a restabili raporturi de înțelegere cu cineva, a reconcilia sau a se reconcilia cu cineva. După cum vedem, cuvântul în sine, împăcarea, are în miezul ei administrarea conflictului și iertarea. Acestea sunt ingredientele împăciuirii. Și când vine vorba de iertare, spune C.S. Louis, toți oamenii spun că iertarea este o idee bună până când au ceva de iertat. Și atunci se complică lucrurile. Până când ai ceva de iertat, îi îndemnăm pe toți să fie iertători și promovăm iertarea cu tărie. O considerăm o valoare creștină majoră. Numai că atunci când ai tu ceva de iertat, lucrurile se complică mult mai tare. De ce? De ce lucrurile se complică când ai tu ceva de iertat? Când ești tu implicat în necesitatea de a ierta pe cineva. De ce? Pentru că iertarea înseamnă întotdeauna un fel de moarte. Iertarea autentică obligă la un sacrificiu. Asta este iertarea în sine. Iertarea înseamnă autosacrificiu. Și nu este așa de greu să înțelegem lucrul acesta. De ce? Când cineva îți face un rău, îți strică ceva Gândește-te la un bun valoros al tău Care îți place ție cel mai mult Un lucru la care ții foarte mult Vine cineva și ți-l face praf În momentul acela, în această situație N-ai decât două opțiuni Unu, fie cer prietenului tău să plătească daunele Fie îl ierți Și alegi să le plătești tu Rămâne pe cheltuia la ta în ambele din aceste opțiuni costul reparației trebuie suportat de cineva. Costul trebuie suportat de cineva. Iertare înseamnă a prelua păcatul, greșa, la răul ce ți s-a făcut și a alege să plătești tu costul reparației în locul persoanei vinovate. Asta este iertarea. Iertarea înseamnă să rămâi cu dauna să o plătești tu în locuirea ei. Și când vine vorba de relații, răul ce ni se face nu poate fi evaluat în termeni financiar. Nu prea ai cum să-l pui pe celălalt să-ți plătească dauna făcută în relații. Când ești rănit, ești jignit, ți se răpește fericirea, ți se răpește libertatea, când ți se mărește sau ți se murdărește reputația, mai bine zis, ai puternicul sentiment că dreptatea a fost încălcată. Păcatul comis asupra ta nu poate fi ignorat pur și simplu. Așa că ai două opțiuni. Prima opțiune, îl faci pe, pe făptaș să plătească, să sufere pentru ceea ce ți-a făcut. Asta mi-ai făcut, asta-ți dau. Asta ai tu de plătit. Prima opțiune este, mi-ai greșit, mi-ai făcut un rău, plătești într-un fel sau altul. Sau ai opțiunea a doua, să îl ierți. Numai că alegând să îl ierți, înseamnă să-ți asumi suferința, suferința ce ți s-a produs, să accepti agonia ce ți s-a pricinuit, pentru că nu mai pui să plătească. El scapă nevătămat. Iertarea înseamnă să absorbi tu răul ce ți s-a făcut, cât și plata reparației răului ce ți s-a făcut. De aceea spun, iertarea este un fel de moarte, este un sacrificiu, este un fel de moarte, dar o moarte care, după ce ai murit, se transformă, conduce la un fel de înviere, pentru că scap de resentimentele care te macină pe dinăuntru. Oricine alege să ierte, ia asupra sa răul ce i s-a făcut și plătește și dauna cu suferința ce o resimte. De aceea, iertarea este o idee bună. Până când ai ceva de iertat. Pentru că în momentul în care ai ceva de iertat, tu trebuie să mori față de ține. Înseamnă să rămâi și cu răul și înseamnă și să plătești în locuirea lui, să scapi de resentimentele respective, să te eliberezi. Rămâi cu ambele. Și nu e așa ușor. Cum arată cel împăciuitor? Aș vrea să punem înaintea noastră o oglindă. Și repet, este o oglindă. În oglindă ne uităm și ne vedem pe noi înșine. Ceea ce urmează nu este un mod, un filtru pentru cel de lângă noi. Este o oglindă în care ne privim pe noi înșine. Portretul celui împăciuitor are câteva caracteristici. Cum ar fi să ne Uităm la aceste caracteristici și să ne autoevaluăm, Să ne dăm noi o notă nouă înșine. Oglinda, portretul celui împăciuitor. Ia uitați-vă la câteva caracteristici ale celui împăciuitor. 1. Caută buna înțelegere cu aproapele. Nu este conflictual. Iubește pacea, face pace și promovează pacea. Aceasta este o primă caracteristică a lui. Doi, trece cu vederea ofensele minore. Multe dispute sunt atât de nesemnificative încât pot fi trecute cu vederea. Și trecerea cu vederea este o formă de iertare. Este o decizie de a nu te mai frământa cu ea, de nu clocia mărăciune în tine. De fapt, proverbe 19 cu 11 ne spune Discernământul unui om îl face încet la mânie și este o onoare pentru el să treacă peste o insultă. Cât de ușor treci cu vederea ofensele minore? Trei. Cel împăciuitor este mereu conștient că și lui s-a iertat mult. Ești conștient de lucrul acesta? Cel împăciuitor este conștient că este doar un om care la rândul lui a făcut greșel și mai face și la rândul lui are nevoie și va avea nevoie de iertare altora. Cel împăciuitor, când conflictul apare, nu simulează împăcarea și nici nu frânge împăcarea. La ce mă refer? Când conflictul apare, cel împăciuitor nu simulează împăcarea, nu neagă conflictul, nu pretinde că problema nu există. E adevărat, negarea aduce o eliberare temporară, dar de obicei agravează situația în timp. Când conflictul apare, nu doar că nu-l neagă, nici nu fuge de conflict, nu se retrage din relație, deși în anumite circunstanțe fuga poate fi legitimă. Dar în cele mai multe cazuri, fuga de conflict doar amână soluționarea problemei, nu o rezolvă. Și atunci, cel împăcuitor, când conflictul apare, nu simulează împăcarea prin negare sau fugind de conflict și nici nu frânge împăcarea în sensul că nu-și asaltează oponentul. Nu încearcă să-l domine folosind diferite forme de intimidare, atacuri verbale, violență fizică, falimentare financiară sau profesională. Abordarea aceasta, asaltarea oponentului, întotdeauna răutățește situația. Nu ajută cu nimic. Cel împăciuitor, deci, caută buna înțelegere Trece cu vederea ofensele minore, este mereu conștient că și lui s-a iertat mult și mai trebuie să-i se ierte. Și când conflictul apare, nici nu simulează, nici nu frânge împăcarea. Nu neagă, nu fuge de relație și nici nu-și asaltează oponentul. Dar portretul continuă. Cel împăciuitor nu se pripește să transforme conflictul într-un litigiu. Adică să ducă lucrurile într-un proces juridic. Cel împăciuitor nu face asta. Chiar dacă în unele situații este legitimă trimiterea în instanță, procesele de obicei strică relațiile, diminuează mărturia creștină și deseori eșuează în obținerea dreptății complete. Cel împăciuitor nu sare repede la proces, la litigiu. Cel împăciuitor mai are o caracteristică. Nu se amestecă într-o ceartă care nu-l privește. Nu caută să împace pe alții dacă nu este invitat să o facă. Proverbe 26 cu 17 spune Ca un om care prinde un câine de urechi, așa este trecătorul care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește. Cel împăciuitor nu-și face loc, stați că vă rezolve eu, vă împac eu, datoria mea să vă împac. Cel împăciuitor, dacă nu este invitat, nu se bagă într-o ceartă care nu-l privește. Și cel împăciuitor, al șaptelea lucru, nu caută pacea cu orice preț. Adică, unele prețuri nu pot fi plătite. Uneori, măsuri trebuie luate. Uneori, este nevoie să te pregătești de război ca să asiguri pacea, cum spunea un politician. Și Mateo 18 ne învață foarte clar dacă nici de biserică nu ține seama în tot procesul de reconciliere să fie pentru tine ca un păgân și ca un colector de taxe. Sau Pavelul 1 Corinten 5 spune corintenilor să dați un astfel de om pe mâna lui Satan pentru nimicirea cărnii, îndepărtați de cea veche, v-am scris să nu vă asociați cu cineva care zice frate, dar care este imoral sau lacom sau idolatru sau bărfitor sau bețiv sau excroc. Cu un astfel de om nici măcar să nu mâncați. Nu caută pacea cu orice preț, când nimic și nu mai există nicio altă soluție, trebuie să ia niște măsuri de îndepărtare. Iată câteva lucruri despre cel împăciuitor. Am văzut ce înseamnă iertarea, presupune un sacrificiu, ca să ierți înseamnă să mori, față de sine, să absorb răul și să plătești daunele. nu e ușor. Cel împăciuitor, am văzut un portret al celui împăciuitor. Și afirmația Domnului Isus continuă căci ei vor fi numiți fia lui Dumnezeu. De ce tocmai fia lui Dumnezeu? Pentru că Isus fiul lui Dumnezeu, a avut ca misiune împăcarea omului cu Dumnezeu. Pentru că Isus exact asta a făcut în misiunea lui, în lucrarea lui. Să împace omul cu Dumnezeu. Cel împăciuitor este ca un fiu al lui Dumnezeu. Pe cruce îl vedem pe Iisus făcând vizibil și la nivel cosmic ceea ce orice ființă umană trebuie să facă ca să ierte pe cineva. Iisus acolo și-a asumat păcatele omului și-a plătit tot ele reparațiile din propriul buzunar. Iisus trebuia să moară dacă voia să ne ierte. Pentru că plata păcatului, costul păcatului este moartea. Și murind, El a putut învia scăpând de resentimente la adresa noastră. El a absorbit păcatul, a plătit și a fost liber fără resentimente la adresa noastră și ne poate primi cu drag pentru că plata a fost făcută. Și atunci, de ce să numiți fia lui Dumnezeu? Pentru că cine știe și își dă toate silințele să întrețină relații sănătoase și semnificative cu aproapele lui, și, și spun relații sănătoase și semnificative, nu am spus relații desăvârșite, nici o relație nu este în mod constant satisfăcătoare, știm asta cu toții foarte bine. Dar cine își dă toate silințele să întrețină relații sănătoase, și semnificativ, adică să administreze conflictele inevitabile și să ierte, urmează modelul Fiului Lui Dumnezeu și devine un Fiul al Lui Dumnezeu. Bun. Până acum, afirmația Domnului Isus. Fericiți sunt cei împăciuitori. Am văzut ce înseamnă împăciuire, iertare. Am văzut cum arată omul împăciuitor. Am văzut de ce sunt numiți fia lui Dumnezeu. Bun, și ce are asta face cu mine? Cu ce merg eu acasă practic? Da, bun, vreau să fiu un păciuitor. Ce am de făcut? Cum rezolv conflictele până la urmă? Haideți să vedem câteva aplicații despre administrarea conflictelor și iertare. Conflictul apare de cele mai multe ori din cauza dorințelor neîmplinite. Iacov spune în capitolul 4, de unde vin luptele și conflictele între voi? Nu vin oare din plăcerile voastre care se luptă în părțile trupului vostru? Până și dorințele legitime pot evolua în pretenții sau idoli care să ne controleze și să ne conducă la conflicte. Să judecăm pe alții, să evităm, să pedepsim până când obținem ceea ce dorim. Așa că în fața conflictelor, în care intrăm inevitabil în viață. Strategiile cele mai obișnuite, cele mai des întâlnite, dar și cele mai ineficiente sunt cinismul și răzbunarea. Cinismul are de-a face cu alimentarea resentimentelor. Așa că... Ce am de făcut? 1. Stingeți resentimentele, luptă-te cu ele, strunește-le, omoară-le, le Agățarea de mânie și de resentimente trebuie să recunoaștem. Te face să te simți îndreptățit. Este o formă de autoapărare. Resentimentele sunt ca niște ziduri de apărare. Ele te protejează, dar în același timp te și constrâng, te țin acolo. Cetatea îi apără pe cei aflați între zidurile ei, dar îi și închide înăuntru. Așa că alimentarea resentimentelor conjură forțele răului, cheamă forțele răului, când te alimentezi cu resentimente și le hrănești, răul devine în largul lui, se adună acolo. În Proverbia 6 cu 27 îi se spune, poate cineva să facă foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Și răspunsul este evident nu. Îngrijirea ranchiunei îți fură nu doar liniștea sufletească, ci te poate conduce la acte necugetate, deosebit de costisitoare. Ranchiuna, resentimentele sunt tăcute, dar nu și inofensive. Așa că stingeți resentimentele, nu le da voie să trăiască în tine. Fă tot ce poți și ceea ce știi ca să te eliberezi de ele. Pentru că alimentarea lor, întreținerea lor, conjură, cheamă, strâng forțele răului. Or fi tăcută resentimentele, dar nu sunt inofensive. Te pot conduce la acte necugetate, cum ar fi răzbunarea. Refuză răzbunarea. Iată al doilea lucru pe care îl putem face. Refuză să te răzbuni. Pentru că atunci când dezlegi lanțurile, răută, la, lanțurile răzbunării, aceasta se întoarce și împotriva ta. Răzbunarea este actul prin care îți faci singur dreptate, pedepsind pe cel ce ți-a pricinuit răul. Iar răzbunarea este bine reglementată de Biblie, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament ne învață foarte clar același lucru. Principiul călăuzitor al Vechiului Testament îl găsim în Levitic 19 cu 18. Să nu te răzbuni și să nu ține cas pe copiii poporului tău. Sau în Deuteronom 32 cu 35, a mea este răzbunarea și eu voi răsplăti când va începe să le alunece piciorul. Bun, dar e puțin. Cum rămâne cu Lex Talionis, legea Talionului? Și aia e în Vechiul Testament? Levitic 24 cu 19. Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să îi se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Să îi se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproape lui său. Cum vine asta? Sau unde Deuteronom 19 cu 21. Să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Cum le împăcăm pe acestea două? Destul de ușor. Legea talionului enunță principiul, nu metodologia. Și principiul spune următorul lucru. Pedeapsa trebuie să fie conformă și potrivită ca intensitate cu fapta reprobabilă. Un fel de după-faptă și răsplată. Pedeapsa trebuie să fie potrivită ca intensitate. Cu faptare probabilă. Și atenție, stabilită de un complet de judecată, nu de victimă. Aici e diferența. Iar metodolo, principiul este acesta. Nu te răzbuni. Ce ne spune legea talionului? Ne spune principiul. Pedeapsa trebuie să fie potrivită cu răul ce ți s-a făcut. Iar metodologia, cum se pune în practică principiul, îl găsim în Exod 21, citiți de la 18 la 27. Pentru oricare caz de felul acesta, din legea talionului, nu ni se, se spune dacă ți s-a scos un ochi, te duci și îl scoți și tu. Ți-a rupt un deget, îl rup și tu. Dacă ne uităm cu atenție acolo, vedem metodologia. Despăgubiri materiale după hotărârea judecătorului. Pentru lovituri cauzatoare de răni. Eliberarea slujitorului ce a suferit pierderea unui ochi sau un dinte din partea stăpânului și așa mai departe. Metodologia vedem că urmează principiul în spirit, nu în slovă. Principiul trebuie să fie conform și potrivit ca intensitate cu pedeapsa. Dar pedeapsa trebuie stabilită de un complet de judecată, nu de tine. Bun, dar în Noul Testament principiul este același. Nu vă răzbuna singur, Roman 12, ci lăsa să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Deci ambele, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament spun același lucru. Răzbunarea trebuie lăsată în mâna Domnului. Dar de ce? De ce să nu mă ocup eu de problema mea? Din două motive. Unul, pentru că efectele răzbunării pot fi devastatoare pentru tine. Răul cheamă răul. Răul nu poate naște bine, răul naște rău. Răul nu nimicește răul, ci îl stârnește. Persoana care umblă după răzbunare trebuie să sape două morminte, spune un proverb. Când tu te răzbuni, răul pe care ești dispus să-l faci poate să întoarcă mai mult rău împotriva ta. Și al doilea motiv de ce răzbunarea trebuie lăsată în mâna Domnului, pentru că atunci când tu ești cel rănit, tu nu ești un judecător imparțial. Tu ești un judecător subiectiv. Pedeapsa pe care ai vrea tu să o dai, tinde să întreacă măsura de dreptate, pentru că tu ești cel rănit. Pe tine te doară și atunci, de obicei, pedeapsa noastră, dacă răzbunarea s-ar lăsa în mâna noastră, de obicei, vom face, vom stabili o pedeapsă mult mai mare decât o merită celălalt. Că tu nu mai judeci obiectiv, tu nu mai ești imparțial și pedepsind, trecând măsura de dreptate, pedeapsa prea mare pe care tu ai da-o, Dumnezeu este nevo nevoie să vină să te corecteze pe tine. Iată de ce răzbunarea trebuie lăsată în mâna Domnului. Am văzut strategia sau strategiile obișnuite, cele mai obișnuite pe care le aplicăm când vine vorba de conflict. Cinismul și răzbunarea. Strategia biblică este la polul opus. Iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efesen 4 cu 32. Iertarea nu este un act ocazional, ci o conduită, un mod de viață. Isus spune în Matei 18, Doamne, Iisus este întrebat, Doamne, de câte ori sunt iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. Bun, deci iertarea este un mod de viață. Strategia biblică este iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Dumnezeu pe voi în Hristos. Bun, dar de ce să iert? Uitați-vă câteva motive sau resurse, dacă vreți, pentru iertare. 1. Iertarea este o poruncă, nu o recomandare, este obligatorie, nu facultativă. Iisus spune în Luca 17, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră -l. și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Iertarea este o poruncă. Dar nu poți să iert. Rănile sunt prea adânci. Doar văzând persoana, simt cum totul se revoltă în mine. Păi, poate tocmai e ce problema. Te uiți la persoana care nu trebuie. Mută-ți ochii de pe persoana care ți-a greșit, pe persoana care ți-a iertat multe. De ce să iert? Înțelege că ți s-a iertat foarte mult. Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu el după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile a lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Înțelege că și ție ți s-a iertat mult, de ce ne-ai iertat și tu? <coughs> și dacă nici asta nu te motivează suficient, nu uita că iertând suntem iertați. Rugăciunea Tatăl nostru, conține o singură cerere, căreia este atașată o condiție. Iartă-ne greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și știți cum continuă Iisus? Rugăciunea Tatăl nostru? Ascultați, Matei 6. <cătă -nă> dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, deci tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Deci iertarea lui Dumnezeu este condiționată de iertarea aproapelui. Și dacă nici aceasta nu este suficient ca să te îndemne să ierți, al patrulea lucru, iertarea îți face bine, îți este benefică, este necesară pentru a evita capcanele celui rău. Spune Pavel în 2 Corinteni 2 Dar pe cine iertați voi, îl ier și eu Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi Căci nu suntem în neștiință de planurile lui De ce să iertăm? Iată câteva motive Cel puțin patru motive pentru care să avem motivația de a încerca cel puțin să iertăm și în plus, să nu uităm că relațiile nu progresează datorită pedepsirii vinovatului, ci datorită îndurării nevinovatului. Bun, am înțeles, trebuie să iert. Este o poruncă, mie mi s-a iertat mult, este condiționată iertarea mea de uh, iertarea aproape uh, mi este benefic, îmi face bine, dar cum? Cum să iert? Haideți să vedem foarte repede un proces al reconcilierii. Nu sunt niște pași magici, sunt doar niște pași de bun simț. Practici. Procesul reconcilierii, cum să iert, descoperă și extindeți perspectiva. Ascultă și povestea celuilalt. Ascultă-o. S-ar putea să găsești, dacă îți faci timp să îl asculți, s-ar putea să înțelegi ceva mai mult. E adevărat, când cineva ne abordează într-o manieră critică sau furioasă, reacția noastră automată este de a auzi de lucruri cu care nu suntem de acord. Dar dacă vrei să încerci să ierți, Extindeți perspectiva, ascultă-l pe celălalt. Orice să fie gramic la ascultare, încet la mânie și încet, încet la vorbire și încet la mânie. Extindeți perspectiva, ascultă-l și pe celălalt. S-ar putea să înțelegi ceva mai mult, să-ți ușureze procesul iertării. 2. Privește situația prin filtrul valorilor biblice. Gândiți-vă la lucrurile de sus, cum ar vedea Dumnezeu situația în care am intrat și unul și celălalt. Ce ar face Dumnezeu? Ce este de bun simț în această relație, în această problemă, în, în acest conflict? Privește situația din perspectiva de sus. 3. Asumăți partea ta de responsabilitate. Este foarte important în orice proces de reconciliere. Filipen 2, cu 3 și 4, nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din glorie de șartă. Adică evaluați-vă motivațiile. De multe ori preferințele sau personalitatea noastră generează conflictul. Verificați bine motivațiile. Ce e acolo adânc ascuns în tine? De ce ai făcut ce ai făcut? De ce refuz să recunoști ceva ce ai făcut? Verificați Motivați-le, asumă-ți partea ta de responsabilitate. Apoi, croiește și implementează un plan de acțiune. Nu lăsa lucrurile la nivelul a interior. Gândește un plan, gândiți împreună un plan și implementați-l. Încredințați-vă planul, lucrările în mâinile Domnului și vă vor reuși planurile, spune. Apoi, cereți iertare. Chiar dacă nu îți prea vine să-ți ceri iertare. Greu ne vine să ne cerem iertare, dar iertarea trebuie oferită chiar înainte de a fi simțită. Cereți iertare! Cereți iertare! Să cere iertare oferă atât șansa de a rezolva problema, cât și șansa de a pune bazele unei relații mai bune pe viitor. Dacă iertarea este sinceră și este prezentă, cereți iertare. Dar dacă disputa nu poate fi rezolvată personal, atunci cere asistența celor credincioși. Uneori conflictele în care intrăm nu le, nu le dăm de capăt, nu le găsim rezolvarea. Cere ajutor. Și ajutorul lor poate veni în două feluri: mediere și arbitraj. Care diferența între ele? Vă spun acum. Medierea implică o terță persoană sau grup de persoane, o terță persoană obiectivă care să intervine în comunicare și în căutarea soluțiilor posibile. Mediatorii pun întrebări și dau sfaturi, dar părțile aflate în conflict au responsabilitatea de a decide cum își vor rezolva diferențele. Mediatorul ajută la înțelegerea situației și la croirea eventuală a unui plan. Dar cele două părți aflate în conflict decid cum merg mai departe. Asta e medierea. Arbitrajul este nivelul. Superior în sensul că nu reușești cei doi să-și rezolve problema nici prin mediere și atunci pasul următor este arbitrajul. Asta înseamnă tot o terță persoană, o terță parte, care ascultă argumentele fiecarei părți aflate în dispută și decide soluția pentru ambele părți. Soluția are efect de constrângere. Adică cei două, cele două părți nu se pot ierta, nu-și pot, nu pot rezolva problema medierea nu ajută și atunci cele două părți acceptă intervenția unei părți obiective, acceptată de ambii, care vine și de soluția finală. Și ambele părți o acceptă. Este și asta un pas înspre reconciliere. Cel puțin îți rezolvă relația. S-ar putea să nu-ți placă exact ce spune arbitrul, dar ai făcut un pas înspre iertare spre reconciliere. Accepți o soluție obiectivă, dincolo de tine, care îți spune, asta este ceea ce trebuie să faceți. Și astfel de situații sunt destul de frecvente. În 1 Corinteni 6, Pavel ne spune, deci, dacă aveți de rezolvat cazuri referitoare la problemele acestei vieți, voi îi puneți judecători pe aceia care sunt desconsiderați de biserică? Spun aceasta spre rușinea voastră. Nu există între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece în mijlocul fraților săi? Dacă disputa nu poate fi rezolvată personal, cere asistență altor credincioși, fie prin mediere, fie prin arbitraj. Iată câțiva pași de bun simț până la urmă, pe care îi faci dacă. Iertarea ți este dragă dacă vrei să fii numit fiu al lui Dumnezeu. Cum știi că ai iertat în final? Aș vrea să știu. Bun, mi-am exprimat, mi-am cerut iertare, am trecut prin toți pașii aceștia, mi-am cerut iertare. Oare am iertat cu adevărat? Cum știi că ai iertat? Iată câteva indicii despre tine, despre faptul că ai iertat sau nu. Cum știi că ai iertat? Nu readuci problema în discuție cu persoana care te-a rănit. Nu mai readuci. E îngropată, ai încheiat Nu mai tot o întreții și o arunci în față. 2. Nu aduci în discuție cu alte persoane persoana sau problema care te-a rănit. Subiectul este încheiat. Nu-l mai povestești peste tot. 3. Nu reciclezi în permanență episodul rănirii. Uite ce mi-a făcut, uite așa s-a întâmplat și mereu ți trează în mintea ta tot ceea ce s-a întâmplat, toate faptele. Toate relele pe care le-ai experimentat, nu le reciclezi în mintea ta. Nu întreții resentimente? Ești liberat de ele? Nu întreții gânduri sau planuri de răzbunare? Nu găsești în tine un plan, uite, acum l-aș putea arde. Acum, dacă fac o tare lucru, l-am prins la colț și și-o ia. Astfel de, astfel de gândire dovedește neiertare. Cum știi că ai iertat? Iată câteva indicii pentru cel ce vrea să se verifice cu sinceritate. În final, concluzia, fericiți sunt cei împăciuitori. <coughs> Reversul, cei neîmpăciuitori sunt nefericiți, se expun la pericol. Un pericol foarte bine ilustrat de vânătoarea de lupi la eschimoși. Un realizator de emisiuni radio din America, Paul Harvey, povestea, avea o întâmplare în emisiunea lui radio despre o excursie pe care o făcuse la Polo Nord, într-o comunitate de schimoși, și a rămas fascinat de modul în care aceștia vânau lupi. Și povestea este cât se poate de simplă și de ilustrativă pentru tema noastră. Eschimosul ia un cuțit suficient de lung, foarte ascuțit, și îl înmoaie, îl îmbibă, îl înmoaie în sângele unui animal. Lasă la uscat, la înghețat. Sângele se îngheață uh, pe lama cuțitului. Apoi îl vâră din nou în sânge, din nou lasă să se înghețe, din nou în sânge, din nou lasă să se înghețe, Și se formează stradul păstrat de sânge înghețat. Când este suficient de mult sânge pe lama cuțitului, împlântă cuțitul în calea lupilor, împlântă cuțitul cu mânerul în zăpadă. Și apoi pleacă de acolo. Și naurele rămâne altceva decât să aștepte să vadă ce se întâmplă. Lupul simte mirosul de sânge și începe să lingă cuțitul înghețat. Sângele înghețat de pe cuțit. Pe măsură ce sângele înghețat se topește, limba lupului atinge lama cuțitului, care crestează limba animalului. Lupul simte sângele cald curs din limba lui. Gustul îl împinge să continue cu mai multă poftă, până când slăbit descurgerea propriului sânge cade la pământ epuizat. Eschimosul nu-i rămâne decât să meargă, să ridice lupul și să ia blana sau să facă orice altceva cu el. Cei neîmpăciuitori se expun la un astfel de pericol. Cultivând resentimente și răzbunare, schimb prospeția, prospețimea zilei de mâine cu durerea zilei de ieri. În cele din urmă, resentimentele acestea nu sunt ale tale, ci tu ajungi să fii al lor. Ele te vor poseda la un moment dat. Când nu știi să ți le stingi, când nu știi să oprești răzbunarea, ești exact ca lupul care plinde gustul sângelui. Își se hrănește cu propriul sânge până când cade jos epuizat. În 1 Corinteni 13 cu 5, Scriptura spune, dragostea nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Adică nu păstrează resentimente. Cuvântul din limba greacă provine din limbajul contabil. Înțelesul lui este acela de a calcula, de a ține o evidență. Dragostea nu ține evidența relelor, a greșelilor ce ți s-au făcut. Renunță la catastiful cu greșeli. Nu ține resentimente. Exact așa cum a făcut Dumnezeu. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul, spune Pavel în Roman 4,8. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, sublinează Pavel în 2 Corinteni 5,19. Exact asta a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a renunțat la registrul cu păcatele noastre în loc să-l deschide în fața noastră, el îl înlătură de la fața noastră. Și astfel ne poate primi. De aceea spun, iertarea este o cale nespus mai bună. Iertarea este o cale nespus mai bună. Așa că nu-i de mirare că cei împăciuitori vor fi numiți fii al lui Dumnezeu.